Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar în clipul de astăzi vă arăt ce cumpărături mi-am făcut pentru slăbit. Veți vedea și ce mâncăruri mai am eu prin magazie, nu numai cumpărăturile pe care le-am făcut astăzi. Așadar, haideți să vedeți ce mănânc eu pentru a realiza transformarea mea corporală, pentru a slăbi și pentru a pune masă musculară în același timp. Ia uitați, urșilor, ce a făcut maică-mea aici, pentru că este postul Paștelui, fasole bătută, cu maclavazi din ăsta pe deasupra. Fasolea nu este chiar atât de rea, este bună pentru slăbit, are foarte multe proteine, într-adevăr are mai multe calorii decât mazărea, dar nu e cine știe ce, adică este ok. Problema este cu acest sos de ceapă, pentru că are foarte mult ulei. Știți cum se face? Se face cu foarte mult ulei și cu ceapă și se prăjește așa, se călește. Asta are foarte multe calorii, așa că asta nu este de dietă. Dar haideți să vă arăt aici ce am mai făcut maică-mea. Ia uitați, avem și dovleac. Dovleacul este foarte, foarte bun, da? Dovleac la cuptor. Este extraordinar, are decât 30 de calorii pe 100 de grame dovleacul și vă recomand să mâncați dovleac dacă aveți. Noi avem, uitați, mai avem câțiva dovleci. Sunt din producția proprie. A pus taică-mea dovleci în curte, asta toamnă, și de atunci tot mănânc dovleci. Aici am cumpărat un mușchi, ăsta este cumpărat din piață. Mușchiul acesta este foarte bun, înțelegeți? Mușchiul de porc este extraordinar de bun, este o carne slabă, are foarte multe proteine, are puține calorii, este un mușchi afumat și puteți să-l folosiți și în mâncăruri, să-l faceți așa în tigaie cu niște ouă dimineața, puteți să-l puneți și peste pizza, puteți să-l mâncați așa și ca mezel, pentru că este afumat și este foarte bun. Avem aici murături, iarăși murăturile sunt foarte bune pentru slăbit, au foarte puține calorii. Muștar, ca sosuri, muștarul este foarte bun, la fel are puține calorii. Muștarul este sosul care are cele mai puține calorii, da, dintre toate. Pentru că este săptămâna Paștelui, am luat aici maioneză Hellmann's Light. Are decât 280 de calorii pe 100 de grame față de o maioneză normală, tot de la Hellmann's, care are 680 de calorii. Deci mult mai puține calorii. Vom face salata de băuf cu ea. E prima dată când vom face, sper să iasă bună, dar n-are de ce să nu iasă bună. Aici avem ardei capia, la fel, legume. Legumele sunt foarte bune, n-ai cum să dai greș cu legumele. Aici mai am niște iaurturi proteice de la Lidl, la probabil că s-au expirat, nu o să le mai mănânc. Aici avem niște năut, tot așa l-am de foarte mult timp nu l-am mâncat. Aici am salată de ton și asta este foarte bună de la Lidl, are decât 300 de calorii toată asta și are foarte multe legume, are și proteine, are și fibre de la legume. Ok, haideți să vă arăt ce am mai cumpărat astăzi. Mai întâi, aici avem niște varză de săptămâna trecută, varza foarte bună pentru slăbit, pentru că are foarte, foarte puține calorii. În mâncărurile gătite să nu puneți ulei și nu aveți cum să dați greș cu ele, sunt foarte bune pentru slăbit. Varza are 30 de calorii pe 100 de grame, este făcută cu niște cârnat, cu niște mușchi din acela cum v-am arătat mai devreme, da, mușchi afumat de porc. Cârnatul e cam nasol, are mai multe grăsimi. Dar în rest, n-aveți cum să dați greș cu varza. Fie că o mâncați crudă, că mâncați salată de varză, fie că mâncați varză călită, este extraordinar de bună. Avem aici niște lămâi, aici niște dulcețuri, aici am cumpărat foarte multe sucuri, toate sunt zero. După cum puteți vedea, avem numai Pepsi Max, pentru că nu vreau să aibă calorii. Atâta timp când nu are calorii, n-avem probleme. Aici tot Pepsi Max, deci toate sunt Max, da? Toate sunt fără zahăr. Aici avem niște Fanta, Fanta Zero. Nu are calorii, nu ne va îngrășa, da? Și asta este. Din când în când mai bem și câte un suc. Aici avem cartofi, am luat foarte mulți cartofi pentru că îmi plac, mai mult la cuptor. Aici am cumpărat un pepene, acum pepenii sunt cam scump, este al 7-lea pepene de anul acesta, este 10 lei kilogramul, n-am mai prins la reducere, asta are 8,6 kg și am dat pe el 86 de lei, după cum puteți vedea, da? Este 9,99 kg. Asta e, sunt cam scumpe acum, dar sunt foarte buni pepenii, au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Aici am mai cumpărat niște căpșuni, căpșunile la fel, cele mai bune fructe. Pepenii și căpșunile au 30 de calorii pe 100 de grame. Sunt extraordinare, cele mai bune fructe când vine vorba de slăbit, da? Și să facem o transformare corporală. Aici avem ciuperci, la fel foarte bune, mai îmi pun peste pizza, le mai trag la tigaie așa, le mai amestec cu ouă dimineața. Ciupercile au tot la fel, 30 de calorii pe 100 de grame, foarte puțin. La fel și castravetele, 30 de calorii pe 100 de grame, foarte, foarte puțin. Trebuie să mâncați cât mai multe fructe și legume. Aici avem o pâine, grâu întreg, de la Velpitar. Este una dintre cele mai bune tipuri de pâine din țară, pentru că are foarte multe proteine. Haideți să vă arăt valorile nutriționale rapid așa. Ăștia de la Velpitar chiar au făcut o comparație cu pâinea albă. Vedeți, în stânga avem pâinea albă, în dreapta avem pâinea grâu întreg. Are 223 de calorii, 10,8 grame de proteină,
36 de grame de carbohidrați, extraordinară pâinea asta, da? Foarte, foarte bună. Aici mai avem sucuri, Fanta Zero, fără zahăr. Avem acolo măsline, la fel măslinele sunt foarte bune pentru că îmi place să le mai pun așa peste pizza sau să mai mănânc dimineață. Au grăsimi bune și nu au foarte multe calorii. Aici avem roșii Sherry, foarte bune roșiile astea Sherry, dar sunt foarte scumpe momentan. Bine, doar firma asta de la Carrefour este preferata mea, astea sunt scumpe și sunt foarte, foarte bune. Eu n-am mâncat roșii Sherry mai bune ca astea. Sunt 300 de grame și costă în jur de 17 lei. Dacă le prindeți la ofertă, mi se pare că le puteți lua și cu 10 lei. Eu astăzi mi se pare că le-am luat cu 10 lei, da? Și sunt foarte bune. Aici mai avem mere, dar nu le-am cumpărat acum. Cu fructele și legumele n-aveți cum să dați greș, vă repet încă o dată. Mâncați foarte multe lucruri din acestea pentru că au foarte puține calorii, foarte multe fibre și foarte mulți micronutrienți, vitamine, minerale, da? Aici avem ceapă roșie, la fel îmi place foarte mult să mai mănânc cu mezeluri sau îmi place foarte mult să mănânc cu ou, cu brânză, cu roșii. Ceapa asta roșie este extraordinară, îmi pun și peste pizza, știți că îmi fac destul de des pizza. Aici avem alte murături făcute de părinții mei. Aici am cumpărat de la Carrefour Dr. Oetker, budincă proteică, 40 de grame de proteină, are foarte multă proteină și ne ajută să construim masă musculară, are și puține calorii, are 83 de calorii pe 100 de grame, în total tot asta are 330 de calorii, mai multe modele, mai multe sortimente, da, și cu vanilie, adică asta e cu vanilie, asta e cu ciocolată și asta e un fel de griș cu lapte. N-am mai mâncat, o să vedem acum cum este. Sos de roșii făcut în casă, la fel foarte bun, fără zahăr, are foarte puține calorii, pentru că este din roșii și roșiile au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Aici avem alte fructe, avem portocale, morcovi, alți cartofi, alte mere, dar bine, nu pe toate le-am cumpărat astăzi. Marea majoritate a cumpărăturilor pe care le-am făcut astăzi sunt, se află aici pe mijloc, dar dacă tot le-am dus în magazie și am filmat clipul ăsta în magazie, am zis să vă arăt și vouă cam ce mănânc eu pentru a slăbi, pentru a pune masă musculară și pentru a face transformarea aceasta. Acestea sunt lucrurile pe care le mănânc eu cel mai des. Foarte important de reținut este să consumați proteină slabă, să mâncați foarte multe fructe și legume, să mâncați și carbohidrați, să aveți grijă să mâncați cât mai puține grăsimi, pentru că acestea îngrașă foarte mult și cu siguranță veți reuși și voi să faceți o transformare corporală, poate chiar mai șmecheră decât a mea. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine mă ajutați foarte mult. Mă ajutați să stimulăm algoritmul YouTube-ului și astfel clipurile mele vor fi văzute de cât mai multe persoane, vor începe și ei să mănânce mai sănătos, să se motiveze, să mai slăbească, să pună masă musculară și să realizeze o transformare corporală. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că acolo postez mult mai des, până în fiecare zi story-uri. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, premiate la târgurile apicole naționale și internaționale, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri la o grămadă de produse și suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ceaaa! Dar eu sunt obișnuit deja cu drama și nu o să aștept să mă salveze Obama. Pregătit să rezist, să folosesc adrenalina. Din anii în care asta să-mi taie capul ghilotina. Experimentul românesc a fost un dar care m-a învățat cum să mărșăluiesc pe jar. M-a învățat că atunci când viața pare roz o să ajung inevitabil în genunchi în moloz. Cum? Cât? Unde o să doară? Cum să zgârii pereții ca să ies din groapă afară? M-am scuturat de praf și ca un coregraf o să dansez cu frica, chemați un fotograf. Reporter de teren, prenet la CNN, că merg ușor pe apă, acum nu mă mai tem.